Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat față de ardelean Alina Nadia, mama copiilor care au murit în incendiul de la Uricani. Femeia a fost adusă astăzi magistraților Tribunalului Hunedoara cu propunere pentru arest preventiv. Potrivit procurorilor, din cercetările efectuate până în prezent au rezultat probe privind suspiciunea rezonabilă că în seara de 7 iunie, în jurul orelor 21:30-22, femeia a așezat o lumânare aprinsă pe un plan neregulat din material textil ușor inflamabil, într-un echilibru precar, respectiv pe spătarul unui colțar situat lângă patul în care dormeau cei trei copii ai săi. De asemenea, din probele administrate rezultă că inculpata a pătruns în apartamentul incendiat, constatând amploarea acestuia, dar nu a sesizat vreo persoană pentru stingerea incendiului și salvarea copiilor. Ești acuzată că ți-ai omorât copiii. Un pic. Te consideri vinovată? Hai. Ești vinovată că au murit. De ce ai lăsat să mori? Nu te-ai gândit că se poate întâmpla o nenorocire? După aproape 2 ore, magistrații au respins cererea procurorilor de arestare preventivă a femeii. Instanța a respins propunerea de arestare preventivă formulată de către parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara se poate formula contestație în termen de 48 de ore. Atât mama cât și tatăl celor trei copii care au murit în incendiul de la Uricani au întrecut zbuciumat. Împreună au numai puțin de 12 dosare penale pentru distrugere, lovire, lipsire de libertate și furturi. Amănuntele cu tremurătoare acum încep să iasă la iveală.